Ca să demonstrăm cum miraculosul sistem bancar modern a apărut, să considerăm următoarea povestioară, povestea Aurarului. Au fost odată ca niciodată niște vremuri în care cam totul era folosit ca bani. Trebuia să fie ușor de transportat și de încredere pentru majoritatea oamenilor, ce putea fi schimbat mai târziu pe lucruri de valoare reală ca mâncarea, îmbrăcămintea și adăpostul. Scoici, boabe de cafea, pietre frumoase, chiar și penele erau folosite ca bani. Aurul și argintul erau atractive, ușor de prelucrat. Unele culturi au devenit experte în aceste metale. Aurarii au făcut comerțul mult mai ușor turnând monede, standardizând metalele, certificând greutatea și puritatea lor. Pentru păstrarea în siguranță, aurarul avea nevoie de un seif și curând, concetățenii lui aveau să-i bată la ușă, așteptând să închirieze spațiul din seif pentru propriile lor monede și valori. Aurarul închiria fiecare raft din seif, încasând un mic venit din afacerea cu chirii. Anii au trecut și aurarul a observat inteligent că depozitarii rare ori vin să-și ridice aurul și niciodată toți în același timp. Din cauza că hârtiile date de aurar în schimbul aurului erau folosite la schimb la piață ca și cum era aurul însuși. Acești bani de hârtie erau de departe mult mai convenabili decât monedele grele și puteau fi scriși în sumat, în loc de complicarea cu număratul lor una câte una la fiecare tranzacție. Între timp, aurarul a mai făcut o afacere. Împrumuta aurul propriu cu dobândă. Banii de hârtie au devenit acceptabili ca și formă de plată. Împrumutații au început să ceară bani de hârtie în loc de metalul propriu zis. În timp ce industria creștea, tot mai mulți oameni cereau împrumuturi de la aurar. Asta i-a dat aurarului o idee și mai bună. Știa că foarte puțini din deponenții lui își ridicau aurul vreodată. Așa că și-a închipuit că putea scăpa ușor dacă ar acorda împrumuturi în bani de hârtie în baza aurului deponenților lui în folosul său. Cât timp împrumuturile erau restituite, deponenții lui nici nu și-ar fi dat seama și nici n-ar suferi. Iar aurarul, la fel de bancher ca și artizan, ar obține un profit mult mai mare decât dacă ar fi împrumutat doar aurul propriu. Ani întregi, aurarul s-a bucurat în secret de un venit bun din dobânzile obținute din depozitele altora. Acum, ca și creditor, a devenit constant mai bogat decât concetățenii lui și se mândrea cu asta. Așa au apărut suspiciuni că ar cheltui din banii deponenților. Deponenții s-au strâns și l-au amenințat cu retragerea aurului, dacă aurarul nu îi lămurea cu noua formă de îmbogățire. Contrar cu ce ne-am fi așteptat, n-a fost o nenorocire pentru aurar. În ciuda duplicității inerente schemei, ideea lui a mers. Deponenții nu pierduseră nimic. Aurul lor era în siguranță în seiful aurarului. În loc să-și retragă aurul, deponenții au cerut aurarului, acum bancherul lor, partea lor din câștig, plătindu-le un procent din dobânzi. Acesta a fost începutul sistemului bancar. Bancherul plătește un mic procent deponenților din banii altor persoane pe care îi împrumută la o dobândă considerabil mai mare. Diferența acoperă costurile operațiunilor plus profitul băncii. Logica sistemului e simplă și pare o cale rezonabilă de a satisface cererile de credite. Oricum, nu așa funcționează sistemul bancar de azi. Aurarul, bancherul nostru, nu era mulțumit cu venitul rămas după împărțirea cu deponenții săi a dobânzii. Iar cererea de credite creștea rapid, odată cu răspândirea europenilor. Dar împrumuturile erau limitate de cantitatea de aur a deponenților din seiful lui. Atunci a venit o idee și mai babană. Nimeni în afară de el nu știa cât aur era în seif. Putea scrie cecuri fără acoperire în aur. Cât timp deținătorii cecurilor nu veneau la seif în același timp cerând aur real, cum ar fi putut apa cineva? Această nouă schemă a mers foarte bine și bancherul a devenit foarte bogat pe baza dobânzilor luate pe aurul care nu exista. Ideea că bancherul ar fi creat bani din nimic era prea scandaloasă ca să fie crezută, așa că pentru mult timp nimănui nu i-a venit ideea. Dar puterea de a inventa bani a ajuns în capul bancherilor așa cum bine v-ați imaginat. În timp, magnitudinea împrumuturilor și averea ostentativă a bancherului a declanșat suspiciuni încă o dată. Câțiva împrumutați au început să ceară aur real în loc de hârtii. Zvonurile s-au răspândit. Dintr-o dată, câțiva deponenți bogați au apărut să-și ridice aurul. Jocul se terminase.
O mare de deponenți s-a revărsat pe străzile din fața ușilor închise ale băncilor. Bancherul nu avea suficient aur și argint să răscumpere toate hârtirile pe care le-a pus în mâinile lor. Asta se numește incapacitate de plată și este spaima oricărui bancher. Acest fenomen, incapacitatea de plată, a ruinat băncile și, fără surprindere, a zdruncinat încrederea în toți bancherii. Nu ar fi fost mai cinstit de la început ca practicarea creării banilor din nimic să fie interzisă, dar volumul de credite pe care bancherii l-au oferit devenise esențial pentru succesul expansiunii comerțului european, așa că practica a fost legalizată și reglementată. Bancherii au crezut de acord să respecte limitele impuse pe sumele de împrumut fictive ce puteau fi folosite. Limita ar fi fost cu mult mai mare decât actuala valoare în aur și argint din safe. De obicei, raportul era de 9 dolari fictiv la 1 dolar în aur. Aceste reguli au fost întărite de inspecții inopinate. De asemenea, s-a aranjat ca în caz de lipsă de lichiditate, banca centrală să suporte băncile locale cu infuzii urgente de aur. Numai dacă mai multe bănci ar intra în incapacitate de plată simultan, balonul de credite date de bancher s-ar sparge, iar sistemul s-ar prăbuși.